ziua, domnul Daniel Buda, candidat al Partidului Național Liberal la alegerile europarlamentare, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Buda, vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mai sunt câteva zile până la testul votului, să spun așa. Românii la cel mai important sondaj până la urmă, da? Românii sunt chemați să-și aleagă viitorii europarlamentari. Cum arată lucrurile la Partidul Național Liberal, iată, cu câteva zile înainte? Aș face o precizare încă de la începutul emisiunii, că românii sunt chemați în 26 mai, pe de o parte să-și aleagă viitorii europarlamentari, pe de altă parte este extrem de important să știe că avem acest referendum inițiat de domnul președinte Klaus Iohannis, care, în opinia mea, este la fel de important, dacă nu poate mai important decât alegerile pentru Parlamentul European, deoarece la acest referendum, să știți că se va da până la urmă, să spun așa, o orientare asupra ceea ce vrea de fapt poporul român. Pentru că puțină lume știe, sau mă rog, cei care sunt specialiști în materia dreptului, în articolul 2 din Constituție spune că suveranitatea unui popor se exercită prin organele sale, așa și prin referendum. Iată deci că poporul român are acum posibilitatea de a-și manifesta voința și de a spune care este direcția pe care România dorește să o apuce. Și aici avem două chestiuni, cât se poate declara cele două întrebări. Și atât m-am inversat puțin chestiunea asta, însă este important ca oamenii să știe acest lucru și să știți că din discuțiile purtate cu oamenii există o preocupare majoră legată de ceea ce înseamnă aceste teme mari din justiție. Da, justiția, iată, a devenit o temă națională în ultima perioadă. Da, a devenit o temă națională, din păcate, pentru că noi avem alte, ar fi trebuit să avem foarte multe alte preocupări, da? Avem foarte multe alte probleme care trebuie să fie fost rezolvate. Sunt, nu fi rămas în această logică doar a discutării de ce face Dragnea cu justiția. Vreau să vă spun și pentru cei care ne urmăresc că la acest referendum trebuie să se pună ștampila pe da. Pentru că cele două întrebări se referă pe de-o parte la ceea ce înseamnă posibilitatea de a se amnistia și grația cei care sunt pentru fapte de corupție condamnați sau dacă admite sau nu admitem ordonanțe de urgență în materia legilor care reglementează activitatea penală, ca să sintetizez puțin întrebările. Ei, iată că acest referendum vine până la urmă să fie un barometru foarte important, atât pentru ceea ce înseamnă România, la nivel național, dar este un barometru extrem de important și pentru Uniunea Europeană, pentru că și acolo va trebui să dăm ei trebuie să înțeleagă în ce direcție merge poporul român. Și vreau să vă spun un lucru, că se vorbește tot mai mult de posibilitatea ca fondurile europene să fie condiționate de respectarea unor standarde minime în ceea ce înseamnă statul de drept. Sigur că statul de drept este o definiție care sau este o sintagmă folosită astăzi la nivel european, care nu are neapărat o definiție precisă, la fel cum este oricare alt cuvânt pe care îl găsim în DEX. Însă este o sumă, până la urmă, de valori și de principii care duc la concluzia că cel care a săvârșit o faptă de natură penală să poată să fie pedepsit, să existe cadrul legal și mecanismele înăuntru care el să fie tras la răspundere, dacă este condamnat, să fie condamnat, dacă nu sunt probe, să fie achitat, pentru că până la urmă stat de drept înseamnă și sau orice persoană care ajunge în fața instanței de judecată, dacă ajunge acolo, să beneficieze de o judecată dreaptă. Dacă este condamnat, să fie condamnat, dacă este nevinovat, să fie achitat. Deci, ca să ne înțelegem asupra aceste chestiuni. Normală. Într-o lume absolut normală și de aceea pentru mine pericolul acesta de a se condiționa fondurile europene de ceea ce înseamnă statul de drept și vedem că de fapt PSD ALDE nu face altceva în ultima vreme decât să se ocupe de modificarea legilor justiției în interesul unui grup restrâns de cetățenii ai României, ignorând problemele cu adevărat reale a României, sigur că ne creează dificultăți majore și de aceea eu îi îndemn pe toți cei care ne urmăresc această emisiune să meargă la referendum, deoarece este extrem de important pentru ceea ce înseamnă viitorul României, aș putea spune, pentru următorii 50 de ani. Dar nu cumva aceste întrebări sunt puțin cam dificile de înțeles pentru, nu știu, o populație, să spunem, de la sat? Cât de mult înțeleg ei? Doamna, tocmai de asta am încercat să sintetizez chestiunea asta, că trebuie să pună da la referendum și până la urmă discutăm de ceea ce înseamnă posibilitatea sau existența unui cadru legal înăuntru căruia persoanele care au săvârșit fapte de natură penală să poată să fie trasă la răspundere penală, să fie pedepsite, să le fie averile confiscate, astfel încât să existe un echilibru în societate. Pentru că vă spun care este problema și cu fondurile europene.
Pentru că multă lume, mai cei de la PSD, își validează acest mesaj, domnule, nu ne lasă Uniunea Europeană și alte chestii de acest gen. Gândiți-vă că România a beneficiat undeva jur de 58 de miliarde de euro fonduri de la Uniunea Europeană pentru modernizarea și dezvoltarea României. Ne-am dat undeva jur de 18 miliarde. Faceți diferența și vedeți cât ne dă. Banii aceștia sunt bani pe care a plătit sudorul din Franța, mecanicul din Germania, brutarul din Spania, fermierul din Italia, adică sunt bani din taxe și impozitele pe care ei l-au plătit. Și acei bani au fost trimiși la Uniunea Europeană și bineînțeles că Uniunea Europeană vrea să se asigure că acești bani care au fost trimiși în România, ei sunt folosiți conform destinației care au fost alocați și nu împrășteați în alte direcții și să nu se regăsească în teren. Întrebările, dacă sunt, poate că întrebările sunt puțin, să spun așa, pentru mediul puțin mai elevat, dar lucrurile sunt foarte, mă rog, aspectele sunt foarte clare. Trebuie să știm că trebuie să votăm pentru sau să punem ștapila pe da la acest referendum, pentru că ne dorim cu toții o România cinstită, o România corectă și o România onestă. Credeți că va trece acest referendum? Să știți că semnalele pe care le avem în momentul de față, da. Deși v-am spus mai înainte de emisiune că nu sunt un adept al sondajelor și nu lucrez foarte mult cu ele, decât pentru a vedea anumite tendințe sau anumite probleme ale cetățenilor, nu și cotele procentuale, dar semnalele sunt că da, pentru că lumea deja conștientizează în mod paradoxal acest pericol care vine din sfera acestor modificări ale justiției. Dar spuneam de pregătirile pentru alegeri și că, practic, suntem pe ultima 100 de metri. Cum se desfășoară lucrurile în Partidul Național? Conform graficului stabilit, doamnă, așa cum am stabilit de la începutul acestei campanii și, de altfel, cum s-a stabilit la nivel de București, la nivel de conducere centrală a partidului, toată lumea este implicată în activitățile de campanie electorală. Și am dat-mi voie să vă spun că m-am mai întrebat unii colegi înainte de campanie cum o să fie campania, ce o să facem. Dar știți că noi cei de la PNL sau cel puțin o bună parte dintre noi n-am început campania acum în urmă cu 25 de zile sau cu 24 de zile, mai știu exact care este când s-a dat startul efectiv de campanie. Campania se face timp de 5 ani de zile. Eu mi-am avut campanie timp de 5 ani de zile în perioada în care am fost în Parlamentul European. Știți că am avut vizite în ferme, în peste 150 de ferme pe care le-am vizitat. Am avut sute de întâlniri cu aleșii locali, cu fermieri în diverse alte structuri, pentru că doar așa reușești să te ancorezi în realitățile pe care aceștia le au, doar discutând cu ei și văzând care le sunt problemele, poți să identifici și soluțiile pe care tu poți să le generezi până la urmă, pentru că știți că și în Parlamentul European se adoptă legi, regulamente care până la urmă ne influențează viața noastră de zi cu zi. Și am fost 8 ani de zile în Parlamentul României, în Camera Deputaților, în care 4 ani de zile am fost președintele Comisiei Juridice, calitate în care a trebuit să implementez foarte multe regulamente și directive europene și de foarte multe ori realitățile sau ceea ce avem noi în România, dar nu se pliau pe prevederile din aceste directive. Și întrebam, dar bun, de ce trebuie să facem chestiunea asta? Pentru că așa spune Europa, fără să-mi dau seama decât atunci când m-am dus acum în Parlamentul European, că de fapt nu se mișcă absolut nimic dintr-un regulament sau directivă europeană decât cu consultarea statului membru. Este opțiunea ta ca și stat membru, dacă tu ai un punct de vedere sau dacă nu ai un punct de vedere. Și din nefericire, de când sunt în Parlamentul European, prea puțin am avut de a face cu niște puncte de vedere consistente din partea Guvernului României. Acum, întorcându-mă la strigă ceea ce spune dumneavoastră, evident că suntem mobilizați în teren. Vă spuneam de asemenea că am undeva în jur de câteva sute de poze care mi-s trimise pe WhatsApp, pentru că la Cluj fiecare echipă de campanie sau fiecare echipă care merge în teren trebuie să-și pună poze pe un grup creat special pentru chestia asta, să vedem că într-adevăr au fost acolo sunt sau nu au fost acolo. Dar e o chestiune de, până la urmă, și de respect față de ceilalți și de, hai să spunem, de un control ca să nu ne ascundem pe chestia asta, pentru că avem și o oarecare militarie la nivel de partid, pentru că sigur partidul este o structură în care vine cine dorește, rămâne cine dorește, dar trebuie să-și facă treabă. La nivel național ați văzut că am avut foarte multe întâlniri, noi am și făcut meetings pe deosebire de la PSD în București, n-am avut niciun fel de problemă să facem acest meeting în București și am avut peste 50.000 de oameni, către 60.000 de oameni, pentru că la un moment dat nu se mai terminau, cu tot veneau în piață. Semnalele și ceea ce ne spune opinia publică, te știți că ne dă curaj în ceea ce facem, pe drumul pe care îl mergem. Există o cotă destul de mare de respingere a ceea ce face PSD-ul. Și vă spun asta cu oarecare, să spun așa, insatisfacție, pentru că și eu trăiesc în România, părinții mei trăiesc în România, mă bucur de acest spațiu Carpatul Danubiano-Pontic, care este foarte frumos și chiar mi-aș fi dorit să meargă lucrurile mai bine în România. Dar din nefericire vedem că ceea ce face PSD ALDE în ultima vreme nu face
altceva decât să calce pur și simplu viața cetățeanului de zi cu zi. Și când spun asta, uitați-vă la ceea ce înseamnă creșterea prețurilor, fie că discutăm de alimente, fie că discutăm prețul la carburant, care este un barometru extrem de important, pentru că prețul la carburant se regăsește în orice alt produs pe care noi îl consumăm. Vede că n-au altceva de făcut decât ceea ce înseamnă modificarea legilor justiției. Și pentru mine, marea problemă pe care o am ca și europarlamentar, și hai să spun ca și cetățean al României, este faptul că cei de la PSD nu doresc, și spun asta cu subiect și predicat, nu doresc să absoarbă fonduri europene. De asta este extrem de important și pentru români, sigur, să meargă la vot, dar în același timp este important să vadă la cine dau un vot. Votul lor trebuie să fie un vot, vot util și trebuie să știe, trebuie să fie cunoștință de cauză până la urmă. Pentru a putea vota, alții au murit la Revoluție din nefericire. Deci trebuie să știe că cei care votează astăzi pentru Partidul Social Democrat și pentru ALDE, votează pentru ceea ce înseamnă orientarea României către un parteneriat cu Rusia, un parteneriat cu Turcia, un parteneriat cu China, cu siguranță și îndepărtarea în mod constant de valorile Uniunii Europene. Și vă dau două argumente în acest sens. Uitați-vă la ce a făcut acest guvern cu banii pentru spitalele regionale de urgență. Avem de la Comisia Europeană 150 de miliarde de euro, pardon, 150 de milioane de euro, nu de miliarde, 150 de milioane de euro, care sunt puse în dreptul celor trei spitale regionale de urgență. Domnul Vâlcov vine și spune, domnule, nu facem aceste spitale cu bani europeni, le facem cu un parteneriat public-privat din Turcia, sunt prea scumpe sau tot felul de abordări de acest gen. Doamna Pintea a făcut imprudența, aș putea să spun, pentru că nu mi se pare normal să facă așa ceva un ministru în oricare guvern. A spus în spațiu public că, de fapt, Comisia Europeană nu ne mai dă bani și că acest spital costă foarte mult și că Comisia Europeană au cerut bani și nu mai dă bani pentru a fi cofinanțate aceste spitale. Evident că am avut și acest statut juridic de, să spun așa, de avocat. Prima chestie pe care am făcut, am pus mâna pe calculator, am făcut o adresă către Comisia Europeană și le-am solicitat să-mi comunice dacă au fost făcute solicitări de la Comisia Europeană, de la Guvernul României către Comisia Europeană, dacă da, în ce cuantum, care este situația. Și răspunsul Comisiei Europene a fost următorul. Comisia Europeană nu a primit nicio cerere de finanțare din partea Guvernului României în vederea suplimentării alocărilor financiare pentru construirea acestor spitale de urgență. Mai mult, Comisia Europeană își manifestă totala disponibilitate să suplimenteze finanțări de alocate cu condiția ca cei bani să fie alocați inițial să fie cheltuiți. Iată deci cum pot să mintă într-un hal fără de hal. 2. Un alt mare neajuns pe care îl avem astăzi în România legat de fondurile europene este ceea ce înseamnă construcția de autostrăzi. Da? Vedem că, din nefericire, deși românii sunt, să spun așa, pe primul loc la nivelul Uniunii Europene cu mortalitățile pe șosele, din cauza accidentelor de circulație, noi nu avem niciun proiect de infrastructură mare care să fi fost început în România, nu avem niciun proiect de ceea ce înseamnă construirea unei autostrăzi. Ceea ce vedem astăzi că se construiește pe fonduri europene sunt proiecte care au fost începute în celelalte exercițiu financiar și acum sunt doar finanțate din acest exercițiu financiar. Deci nici de cum nu sunt proiecte noi începute în condițiile în care, așa cum spuneam, avem mortalitate foarte mare pe drumuri. Și Moldova, iată, și nu e nicio autostradă. Da, Moldova nu este nicio autostradă. De asemenea, aceleași argumente pe care le aduc ei, că domnule, aceste autostrăzi sunt scumpe, dar de fapt și vor să plecă pe acel parteneriat public-privat. De fapt, de ce aleg ei parteneriat public-privat? E mai simplu? Nu e mai simplu. Nu, dar acei bani prin acest parteneriat pot să fie foarte bine furați. Ca să nu ne dăm după cireș, ca să o dăm. Nu, ei, acești bani care sunt bani europeni, este mult mai complicat să fie furați, pentru că deja acum avem și o structură europeană, cum avem OLAF-ul, o să fie parchetul european care o să verifice cheltuirea acestor bani din fonduri europene, pe când banii care sunt cheltuiți în cadrul acestui parteneriat public-privat, acolo nu este niciun fel de control din exterior. Doar că există un raport al Curții de Conturi de la Bruxelles, care vine și a analizat vreo 3 sau 4, nu știu câte, 7 proiecte făcute prin acest parteneriat public-privat la nivel european. Toate aceste proiecte au avut o valoare net mai mare decât dacă erau făcute din fonduri europene. Pentru că ei nu vor, ce se întâmplă? Ei nu vor să construiască aceste lucruri de mare infrastructură cu bani europeni, deoarece preferă să aibă relații cu cei din Rusia, cu cei din Turcia, cu cei din China, în loc să cheltuiască banii europeni la care noi avem dreptul. Pentru că trebuie să înțelegeți un lucru. Banii europeni sunt undeva aici pe un raft pus în spatele nostru. Cineva trebuie să facă niște proiecte ca acești bani să devină realități în România. Și media de absorție astăzi, media reală de absorție astăzi, la nivelul Uniunii, la nivelul României, este undeva de 7% și nu de 28%. Acei 28% parte din ei
Sunt bani care, de fapt, sunt alocări financiare pentru proiectele care au fost începute în celălalt exercițiu financiar și nici de cum pe proiecte noi. De asemenea, o bună parte din acești bani, să știți că sunt accesați de către administrațiile Partidului Național Liberal, deoarece le-au înțeles foarte clar că fondurile europene reprezintă o șansă pentru ceea ce înseamnă modernizarea României. Vă dau un exemplu doar. Au fost niște fonduri care au fost destinate doar pentru municipiile reședință de județ și pentru că domnul Bolojan și domnul Boc au fost singurii doi primari din România care au avut proiecte pregătite sau mature pentru a fi apte să atorgă niște bani europeni, au luat 75% din sumele alocate la nivel de România pentru primările din orașele, municipiile reședință de județ. Iată, deci că până la urmă... Deci se poate și cu fonduri europene. Nu se poate și cu fonduri, se poate, aș putea să spun, numai cu fonduri europene. Și vă dau un exemplu ca să înțeleagă mai bine cei care ne urmăresc. Am avut discuții cu primarii din regiunea mea și am întrebat pe un primar, mai câți bani ai avut pentru în bugetul tău de cheltuială? 100.000 de euro. Bun, pe un an de zile? Da, pe un an de zile. Și câte fonduri europene ai absorbit? Păi, în 4 ani de zile am absorbit de 8 milioane de euro. Ce ar fi însemnat acea comunitate dacă ar fi avut, 400.000 de euro, 500.000 de euro versus ceea ce înseamnă 8 milioane de euro. Oare mai putea să se dezvolte acea comunitate așa cum este astăzi dezvoltată în Ardeal? Iertați-mă că trebuie să spun chestiunea asta. E o diferență majoră între unii și alții. Și atunci, sigur că trebuie să conștientizăm importanța acestor fonduri europene și pentru noi, ca și europarlamentari în Partidul Național Liberal, evident că va reprezenta o prioritate, pe de o parte, simplificarea procedurilor, dar asta ține și de componenta națională, nu numai doar de componenta la nivel de Parlamentul European și, evident, să aducem acești bani în România, dar, în același timp, trebuie să lucrăm extrem de intens și asta va fi, la ce cum va fi la guvernare, astfel încât acești bani să devină, într-adevăr, realitate în România. Și acum, dați-mi voi să vă mai spun încă un lucru, pentru că este extrem de important, nu știu cât mai avem din emisiune, pentru că discutăm de alegerile din 26 mai, haideți să vedem și vă spunem mai devreme să dăm și un vot util. Și singurul vot util care poate să fie dat astăzi în România este un vot pentru Partidul Național Liberal. Și am să vă dau și câteva argumente ca să înțeleagă cei care ne urmăresc de ce singurul vot util este un vot pus pe Partidul Național Liberal. Suntem singurii sau suntem singurul partid din România care face parte din cea mai mare familie politică europeană și anume Partidul Popular European. Știți foarte bine și cei care ne urmăresc că Manfred Weber, care este președintele grupului Partidului Popular European în Parlamentul European, un prieten al meu și al României, va fi viitorul președinte al Comisiei Europene. În același timp, deci, cu alte cuvinte, jucăm în Liga I, ca să ne înțelegem, sau în divizia națională. Având și cel mai mare grup, evident că avem și posibilitatea să influențăm foarte bine politicile la nivel european. Dar de ce nu trebuie să-și risipească oamenii pe ceea ce înseamnă voturile pentru PSD sau pentru ALDE? Uitați-vă care este relația acestor partide în interiorul marilor lor familii politice la nivel european. Am avut acest summit la Sibiu, acea întâlnire cu cei 27 de șefi de state și de guverne, unde înainte cu o zi, noi cei de la Partidul Național Liberal ne-am întâlnit cu doamna Merkel, cu Juncker, cu cei care au fost din familia noastră politică europeană, pe când PSD-ul n-a fost invitat nici măcar la o cafea de către liderii socialiști de la nivel european. De ce? Pentru că sunt atât de nefrecventabili, le dăunează atât de mult imagini, încât pur și simplu preferă să piardă voturile lor decât să-și asocieze imaginea cu un partid care nu are alte preocupări decât modificarea legilor justiției și, bineînțeles, nu interesează nimic de interesele românilor. Dacă te ducem în cealaltă zonă, la ceea ce înseamnă ALDE România, putem observa lesnei că ei, de fapt, sunt cu un picior afară din familia lor politică europeană. Înțeleg de altfel că vine Guy Verhofstadt, șeful liderilor la nivelul Parlamentului European al celor de la ALDE în România și nici măcar nu se vede cu Tăricianu. De ce? Pentru că și ei sunt practic afară. Deci nu mai au cum să influențeze sub nicio formă politica la nivel european. Nu vreau să intru pe ceea ce înseamnă componenta de USR, pentru că înțeleg că ei vor să meargă cu Macron într-o altă zonă. Eu doar le fac așa o trimitere foarte subcintă la ce pot să însemne politicile pe acest segment și pe acest palier. Lumea să se uită la mișcările sociale care sunt în Franța și o să vadă dacă le convine astfel de mișcări sociale, să le avem și în România din partea unor oameni care nu au neapărat substanță și n-au suficient de multă experiență în ceea ce înseamnă gestionarea intereselor publice, pot să fie o soluție. Și de aceea mă întorc chiar și spun că singurul partid care are experiență în administrația publică, singurul partid care are posibilitatea să influențeze politicile la nivel european, este Partidul Național Liberal și este singurul vot util care poate fi dat la aceste alegeri.
Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre cel mai recent sondaj. A apărut chiar astăzi un sondaj JMS în care dă Partidul Național Liberal pe primul vot, pe primul loc la intenția de vot a românilor cu aproape 30%, 28,5%. Și, bineînțeles, PSD pe locul 2 cu 21%, o scădere destul de mare, aș spune eu. Cât de viabil vi se pare acest cifre? Doamna, vă spuneam și mai devreme, să și înainte, reale. Nu am lucrat niciodată cu sondaje, sau nu a fost pentru mine un reper extrem de important sondajele care vin cu cifre și îmi spun, la un moment dat, PNL-ul sau PDL-ul, sau așa, când cele două partide am fost, are atât la sută. Evident că ceea ce se întâmplă, sau ceea ce spune acest sondaj, vine și confirmă niște realități pe care eu le-am simțit în teren. Faptul că PNL-ul crește, că PSD-ul este pe topogan, dar desigur că noi am spus foarte clar că ne așteptăm la cel puțin 10 europarlamentari, dacă nu chiar mai mulți, și sperăm ca la cel mai important sondaj de opinie, cel din ziua votului, din 26 mai, să se confirme aceste rezultate și poate chiar mai bune, pentru că chiar cred că România are nevoie de ceea ce înseamnă o nouă administrație la nivel național, o nouă guvernare, astfel încât să vină oameni care să pună mai presus de orice interesul cetățeanului înainte de interesele partidului sau interesele de grup. Spuneați că vă întâlniți cu oamenii și aveți întâlniri. Ce vă spun oamenii la aceste întâlniri? Ce îi dezamăgește în România? Nu să vă spun chiar tot ce îmi spun oamenii, pentru că uneori mă și sperie ce îmi spun oamenii. Deci că sunt foarte mulți radicali. Și asta mai un pic mai plâng pe chestiunea asta, că deja ura este atât de mare față de PSD, încât vociferările și expresiile lor sunt nespus aici, în fața camerei de luat vederi. Evident că multă lume ne spune, scăpați-ne de ei, ne-am săturat de ei, nu mai vrem, faceți ceva cu ei, pentru că în fiecare zi vedem cum viața noastră de zi cu zi se degradează, vedem în fiecare zi cum cresc prețurile, ce ne-au dat niște bani mânânțăi, în zona mea asta se spune mânânțăi, ca bani mărunți, da, care de fapt se duc la pensie și la salarii, dar care de fapt se duc în ceea ce înseamnă creșterea de prețuri, fie de la alimente, fie la curentul electric, fie la combustibil, fie la faptul că nu pot să circule, nu pot să-și dezvolte afacerile, nu sunt predictibile, sau nu au capacitatea de a-și proiecta, sau nu practic ceea ce se întâmplă, modificările din sistemul pe care le fac ei, nu le permit să-și facă un plan de afaceri cum trebuie. Și practic lumea tot ce că asta ne spune, scăpați-ne de ei, ne-am săturat de ciuma roșie. Se gândesc să plece din țară? Doamna, cred că am avut și o situație de acest gen și multă lume trebuie că își pune acest reper, aceste alegeri reprezintă un barometru pentru ei, că vor decide dacă rămân sau nu mai rămân în țară, dacă pleacă sau dacă nu pleacă. Și spun foarte clar, dacă mai rămân așa la guvernare, plecăm din țară, pentru că nu știm că nu mai avem niciun viitor în România. Da, vom vedea ce se va întâmpla duminică și sperăm ca luni să vedem ce sondaj au avut dreptate și cum... Eu sper ca lumea să meargă la vot și așa cum v-a spus, fără să mai reiau, să voteze pe singurul partid care contează astăzi pe scena politică la nivel european, acesta fiind Partidul Național Liberal, deoarece facem parte din cea mai mare familie politică și în același timp avem posibilitatea de a influența toate politicile la nivel european. Și românii trebuie să știe că politicile la nivel european au un impact major asupra vieții lor de zi cu zi, plecând de la ceaiul sau de la cafeaua pe care o beau dimineața, până la untul pe care și-l pun pe pâine, la autostrăzile care, sau străzile pe care le folosesc, spitalele pe care uneori le accesează, clădirile publice pe care uneori le accesează, sau școlile unde le învață copiii, sunt reglementate într-o formă sau alta de politicile la nivel european. De aceea este important să trimitem oameni responsabili în Parlamentul European și, din coate, subliniez, Partidul Național Liberal are cei mai responsabili oameni și cei mai buni pregătiți pentru Parlamentul European. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Mulțumesc. Mult succes duminică. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim.